Bine ați venit la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, la Facultatea de Horticultură din cadrul acestei universități. Astăzi este o zi minunată pentru că, iată, la 1 octombrie deschidem anul universitar. De curând, împreună cu domnul ministru al Educației Sorin Mihai Câmpeanu și cu colegii noștri din Consiliul de Administrație, dar și cu cadrele didactice, studenții, bobocii, tinerii care ne pășesc pentru prima dată pragul, am inaugurat anul universitar 2021-2022. A fost și un prilej de bilanț, dar și, bineînțeles, o serie de alocuțiuni care au prezentat speranța pentru un an mai bun, pentru dezvoltarea activității noastre și ne-am bucurat să le prezentăm studenților multitudinea de oportunități pe care ei le au în pregătirea pe care o fac zi de zi, atât în activitatea didactică, în activitatea de cercetare. Și pentru că eu mă ocup de relațiile cu studenții și relațiile internaționale, am ținut să le subliniez faptul că ei au și foarte multe alte posibilități, anume să activeze în cadrul unui centru cultural studențesc, Extera Aurum, dar și în cadrul Clubului Sportiv Agronomia, în care avem echipe campioane naționale. Și, în ultimul rând, avem o deschidere internațională deosebită. În zilele noastre, studenții au posibilitatea să realizeze o parte din pregătirea lor, un semestru sau chiar un an de zile, într-o universitate parteneră în cadrul programului Erasmus+. Este o ocazie deosebită pentru deschiderea orizontului, bineînțeles, pentru strângerea colaborării cu studenții din alte țări și este un prilej de a compara condițiile din țara noastră și din universitatea noastră, care spunem noi că sunt de top, cu ceea ce se întâmplă și în alte universități, pentru că de foarte multe ori avem tendința să spunem că în afară e mai bine, că la noi e foarte rău și cred eu că de fiecare dată când se întorc de acolo își schimbă clar modul în care apreciază ceea ce se face în țară și ceea ce avem în această minunată universitate. S-a suprapus acest eveniment și nu întâmplător cu organizarea unui eveniment al Facultății de Horticultură. Este vorba de Toamna Horticolă Bucureșteană și Ziua Recoltei. Este a treia ediție. Ne-am mobilizat să adunăm recoltele, roadele toamnei și să le punem la dispoziția consumatorilor, publicului larg. Alături de noi în acest an se află Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Enescu Șișești și, bineînțeles, toate institutele de profil horticol din țară, Institutul de Pomicultură de la Mărăcineni, cel de Viticultură și Vinificație de la Valea Călugărească, Institutul de Floricultură și Legumicultură de la Vidra, Institutul de Biotehnologie Horticole de la Ștefănești Argeș și, nu în ultimul rând, Stațiunea de Cercetare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri de la Dăbuleni. Am realizat, printre altele, o expoziție în care încercăm să promovăm soiurile românești, hibrizii românești, creațiile românești de fructe, legume, struguri, plante ornamentale, dar și speciile pomicole noi de care ne ocupăm, tocmai pentru a demonstra că România are în continuare o creație genetică importantă, soiuri adaptate la condițiile de la noi, de o calitate organoleptică deosebită și pentru aceasta organizăm degustări cu publicul. Ieri a fost o degustare cu peste 50 de soiuri și ibrizi de tomate, astăzi vom face o degustare cu 20 de soiuri de struguri de masă și după aceea vom prezenta soiurile de struguri, dar mai bine zis vinurile pe care le realizăm la stațiunea noastră de la Pietroasa. Este dorința noastră de a arăta consumatorului român că trebuie să se orienteze cât mai mult asupra fructelor și legumelor românești, care știm cu toții că au un gust deosebit, sunt deosebite, dar în același timp vrem să îi mobilizăm pe producători să se orienteze spre... Domnule profesor, chiar vreau să vă întreb. Fermierii, antreprenorii, managerii din sectorul acesta al afacerilor, industria agroalimentară, ar trebui să viziteze acest eveniment. Care sunt oportunitățile? Care sunt sursele de inspirație? Ce puteți să ne prezentați în mod deosebit care ar putea să fie valorificat de către antreprenorii români?
Vă mulțumesc pentru întrebare. Noi ne dorim să avem o legătură foarte strânsă cu mediul socioeconomic și prezența domnilor lor aici i-ar ajuta să ia decizii corecte în alegerea materialului semincer, a materialului săditor pe care îl plantează, dar chiar și în alegerea unor tehnologii pentru prelucrarea produselor agroalimentare de care se ocupă. De ce? Pentru că noi studiem aici, facem cercetare, avem loturi demonstrative în care prezentăm clar posibilitatea cultivării, ultimele tehnologii de cultură în domeniul pomiculturii, viticulturii, legumiculturii, atât în câmp, dar cât în spații protejate și practic ne dorim ca aceste rezultate ale cercetării să fie transferate spre mediul socioeconomic, spre cei care au nevoie de așa ceva. Deci legătura dintre universitate, dintre cercetarea de specialitate și mediul antreprenorial trebuie să fie una foarte strânsă. Vreau să vă subliniez faptul că în România, din păcate, noi cumpărăm în fiecare an peste 2 miliarde, cheltuim, iertați-mă, peste 2 miliarde de euro pentru cumpărarea semințelor și materialului săditor pentru horticultură, dar și pentru cultura mare, ceea ce este, dacă vreți, strigător la cer. Este păcat să cheltuim aceste resurse. Putem să producem în România materialul săditor necesar? Bineînțeles, putem să producem în România acest material săditor, trebuie însă să ne așezăm la masă și bineînțeles că orice producător de semințe sau de material săditor trebuie să aibă comenzi ferme din partea unui producător pentru a-și putea dezvolta producția. Vreau să subliniez faptul că la Istrița, de exemplu, noi avem cea mai veche pepinieră pomicolă din țară, care există la ora aceasta, înființată în 1893, și acolo putem să producem material pomicol certificat, atât pom cât și arbuști fructiferi. Ieri am organizat un atelier în care colegii mei au prezentat rezultatele cercetării științifice transferabile în producție. Dacă noi suntem aici, stăm într-un tur de fildeș, cercetăm, studiem, publicăm articole științifice în străinătate sau în țară și rezultatele acestor cercetări nu sunt aplicate în producție, am muncit degeaba. Dorința noastră este să venim în întâmpinarea cerințelor practice ale producției și ale antreprenorilor, să găsim împreună soluții corespunzătoare și să le aplicăm. Să știți că mie mi-ați câștigat interesul. Am auzit o cifră foarte interesantă. 2 miliarde de euro pentru material săditor. Tot ce este o piață enormă. Oportunitățile pentru a produce par a fi foarte interesante. Chiar, să știți că chiar vă propun să organizăm împreună o dezbatere în mediul de afaceri cu oportunitățile care pot fi oferite prin colaborarea cu Facultatea de Horticultură. Dar ca să stârnim interesul mai departe, v-am auzit mai devreme vorbind despre niște soiuri de plante adaptate unor zone care sunt mai puțin valorificate în momentul de față. Puteți să dați câteva exemple așa ca să audă oamenii despre ce s-ar putea face? Sigur. La Facultatea de Horticultură din 1993 am reușit să introducem pentru prima dată în țară plantele de kiwi. Sunt mai multe specii. Expunem aici fructe de kiwi obținute la Facultatea de Horticultură în livada cu speciile pomicole noi. Bineînțeles, sunt fructele recoltate anul trecut, pentru că producția nouă de kiwi se va recolta undeva la începutul lunii noiembrie. Mi se pare o idee foarte interesantă, mă scuzați că vă întrerup. Mie îmi plac kiwi, da, dar am avut o reprezentare până acum că sunt niște fructe din plante ceva tropicale, ceva care nu pot fi valorificate prin cultură în România. Adică, inclusiv economic, ar fi rentabil, producția este suficientă pentru a se justifica o investiție și toate lucrările necesare? După ce veți filma probabil fructele din expoziția noastră, vă invit ca în livada noastră cu specii pomicole noi să luați câteva cadre și să le prezentați telespectatorilor noastre cu fructele încărcate, cu plantele, iertați-mă, încărcate cu fructe de kiwi pe care le producem aici la București. Avem două grupe de specii, kiwi pe care îl știm cu toții, cu fructele pubescente, cu pulpă galbenă sau cu pulpă verde,
se poate cultiva peste tot în România unde cultivăm piersic, deci în zona de cultura piersicului, dar avem o a doua specie numită Actinidia arguta sau kiwi berry, care produce fructe fără perișor și care se pot cultiva peste tot acolo unde cultivăm prun. Deci putem să extindem cultura de kiwi, iată, în zona prunului, în zona de deal, sau să rămânem cu ea pe zona de piersic în tot sudul țării, în Dobrogea și în zona de vest. Asta e doar o specie, sau mă rog, un grup de specii, cele de kiwi. Trebuie să știți că de foarte mulți ani, din 1996, am reușit să introducem în țară curmalul chinezesc. Îi spunem curmal dobrogean pentru că el crește în mod semispontan și în Dobrogea, și în Dobrogea, da. În zona Razelm, în zona de Jurilovca, Razelm, la Ostrov și la Mahmudia, pe brațul Sfântul Gheorghe. Fiind adus acolo cu foarte mulți ani în urmă, vreo 2000 de ani în urmă, de coloniștii greci. Planta asta provine din China. A intrat pe drumul mătăsii în fostul Imperiu Roman și noi am reușit, iată, după 2000 de ani, să aducem din China soiurile noi, soiuri ameliorate cu fructe mari, pe care de asemenea vă invit să le degustați. Am reușit să înmulțim plante. Ele au fost plantate atât la noi aici, la București, printr-un proiect, au fost plantate la Dăbuleni, pe nisipuri, în condiții de secetă extremă și de căldură extremă și, bineînțeles, le-am plantat la Istrița, în lotul nostru demonstrativ. Trebuie să știe fermierii și cei care ne privesc că este o plantă care la 46 de grade reușește să facă fotosinteză. Adică noi vorbim că la 30 de grade practic fotosinteza și producția se blochează la orice plantă pentru că își închide stomatele. Această plantă, iată că poate să crească în condiții extreme. Chinezii au plantat 1 milion de hectare în deșertul Gobi. Dar pentru că mă refer la căldură, trebuie să știm că ea rezistă la minus 40 de grade ger. Deci nu are niciun fel de problemă să fie extinsă. Deci nu ne temem că pierdem o investiție într-o astfel de plantă. Caz. Este o plantă rezistentă la secetă, la ger, la sărături. Avem 300.000 de hectare de terenuri pe care nu le prea valorificăm și care sunt ocupate, care sunt soluri cu exces de săruri. În zona Brăila, în vestul țării. Dar trebuie mai spus încă un lucru. Fructele, jujubele, cum se numesc ele, sunt o bombă de vitamine. Au aproape 1 gram de vitamina C pe 100 de grame produs proaspăt. Depășesc cu mult toate celelalte fructe pe care le avem aici. Au 10 din 12 aminoacizi esențiali. Deci iată un alt lucru extraordinar. Și aici puteți să degustați fructe proaspete, să vedeți plantația cu pomi încărcați, iar colegii de la Dăbuleni, după 2 ani de la plantare, au acum pomi încărcați. Doamna director tocmai mi-a trimis fotografii cu pomii care sunt încărcați de fructe. O specie care nu are niciun fel de probleme cu înghețurile târzii de primăvară, pentru că ea înflorește în luna iunie. Înflorește o lună de zile și trebuie spus că este o plantă meliferă extraordinară. Face o miere de o calitate deosebită. Florile sunt mici, galbene, verzui, dar cu un parfum incredibil. Deci poate, care atrage poate fi valorificată inclusiv apicultură. Un lucru esențial. Niciuna din speciile de care am vorbit până acum nu necesită tratamente chimice. Deci ele se pot cultiva la noi în țară în sistem ecologic, ceea ce este, cred, cea mai mare valoare adăugată la preț. Bineînțeles. Gândiți-vă că la un măr noi trebuie să stropim de 15-20 de ori într-un an. La fel la piersic. Deci aceste specii se pot cultiva cu investiții minime pe suprafețe cu terenuri sărace, marginale, cu probleme, sărături, nisipuri. Deci acolo unde nu putem să facem producție economică Mă gândesc că prețul la kiwi sau prețul de comercializare la smochine, da, este mai mare decât prețul la prune, ca să amintiți. Bineînțeles. Dar acum îmi pun un semn de întrebare. În ce măsură investiția și lucrările specifice și producția, că prunii par a fi foarte încărcați, nu știu cât de mult produce o plantă de kiwi. Ați făcut niște analize economice, este rentabil, este la același nivel de rentabilitate cu prunii sau cu piersice pe care i-ați amintit? Depășesc de departe, pentru că, așa cum bine a spus, prețul de valorificare pe piață este mult mai ridicat. Producția este asemănătoare, deci
la curmalele chinezești ajungem la 20-25 de tone pe hectar. Acum două săptămâni am fost în Italia la o întâlnire a unui grup de cercetare european pe pomicultură și am fost și am vizitat o plantație, colaborăm cu cetățeanul respectiv, o plantație de un hectar de curmal dobrogean undeva în zona Cesena, aproape de Rimini. Acest domn care e specializat pe comerț de legume și fructe s-a apucat de câțiva ani să planteze curmalul dobrogean. Vinde, deci din ferma lui, cu 15 euro kilogramul de curmale, ambalate frumos în păhărele, face export inclusiv în Elveția și e un produs care deja se găsește pe piețele din Italia. Bineînțeles, în cantități foarte mici, deci este o oportunitate deosebită. Aș vrea să vă spun despre o altă specie de care ne ocupăm, smochinul. Pe piața din Mangalia, smochinele se vând cu, la ora asta, când e plină producție, cu 10 lei kilogramul. Să spuneți ce alte fructe se mai vând cu prețul ăsta. Eu nu știu să se vândă. Și este de asemenea o specie care poate să fie cultivată cu o tehnologie pe care noi am pus-o la punct și să producă foarte mult în condițiile în care fructele se recoltează la două zile și pot să fie valorificate proaspăt, dar și bineînțeles deshidratate. Și chiar am, împreună cu colegele noastre aici, cu tinerile doctorande, am făcut niște produse din smochine, inclusiv smochine deshidratate învelite în ciocolată. Adică există, iată, o mulțime de posibilități prin care producătorii noștri să câștige. Că asta este important. Este absurd să importăm din străinătate produse pe care noi le putem realiza aici în țara noastră. În măsura în care am strânit interesul și sunt oameni de afaceri, fermieri, dar și oameni de afaceri. Eu știu și în mediul urban mulți antreprenori care se gândesc așa un pic spre natură. În măsura în care am câștigat interesul, există material săditor pentru astfel de... Din fericire, da. Noi avem o colaborare cu o firmă italiană cu care, practic, cu ei am introdus în 93 prima dată kiwi în România, firma Vitroplant, și împreună iau capacitate de mulțire in vitro, în cantități mari a noutăților noastre. Orice soi pe care noi îl obținem aici este după aceea mulțit in vitro, iar noi îl creștem doar în România, deci practic este o colaborare win-win și cu siguranță vom avea la dispoziția celor doritori materialul nostru săditor. N-am apucat să vă spun despre banana nordului. Vă rog, o altă, da, plantă, sună banana nordului, cum să crească bananele nord. E o plantă care n-are nicio legătură cu bananierul. Așa îi se spune pentru că gustul fructelor seamănă cu fructele de banane, chiar cu o combinație, dacă cineva poate să-și imagineze, între mango, banane și ananas. Fructul este ca o cremă, se mănâncă cu lingurița. Vă rog frumos să, de asemenea, să degustați aceste fructe și să le prezentați telespectatorul dumneavoastră, dar mai mult decât atât, când veți merge în livadă, să filmați și plantele de asimina pline de fructe, încărcate de fructe. O plantă care nu necesită tratamente fitosanitare, are un conținut extraordinar de bogat în zaharuri, în vitamine de tot felul, are, cum să zic, este foarte sățios. Eu dimineața consum un astfel de fruct și am, cum să zicem, motorul energie, plin de energie pentru tot restul zilei. Da. Foarte interesant că și această plantă rezistă până la minus 25 de grade. În urmă cu 20 ceva de ani l-am plantat lângă curtea de Argeș. Plantele sunt acolo de 3-4 metri, n-au niciun fel de problemă cu trecerea peste iarnă. Din contră, e o plantă, toate plantele pe care vi le-am spus, nu suportă excesul de apă, băltirea apei. În schimb, sunt perfect adaptate condițiilor de la noi. Florile sunt foarte frumoase. Asta e chiar o plantă rudă cu magnolie, are frunze deosebit de decorative. Poate să fie plantată și în grădin, ca plantă decorativă, da, asta, care însă asta mă produce, gândeam și mai produce și ceva... Da. Iar ceva... florile sunt extraordinar de aspectoase, de un vișiniu cu 6 petale, înflorește înainte de a înfrunzi. Deci și o mulțime... Mă și gândeam, dat fiind informația mea, mă și gândeam că asta ar putea să fie exploatată și de către toți cei care lucrează în industria asta peisagistică, care s-a dezvoltat bineînțeles, foarte mult. Bineînțeles. Deci combini într-un mod foarte fericit frumosul
și cu ceva rezultate interesante și pentru alimentație și pentru valorificare. Trebuie să știți că fructele nu se pot păstra, din păcate, în stare proaspătă mai mult de 2-3 săptămâni, după aceea se pot însă congela. Avem fructe congelate de un an de zile, își păstrează perfect calitățile și poate să fie un fruct deosebit pentru restaurante, pentru deserturi speciale, pentru cofetării, patiserii. Și noi prezentăm astăzi consumatorilor o înghețată din banana nordului, care este extraordinară și vă invit deci, să o degustați. Da, deci invităm pe oameni să vină să deguste înghețata, acum cât e soare și frumos. Sigur că da. Domnul profesor, eu vă mulțumesc foarte mult, dar înainte să încheiem mica noastră discuție pe teme de natură, să revenim un pic la studenți. Dacă perspectivele de afaceri sunt atât de frumoase, să atragem tinerii să vină să învețe la Facultatea de Horticultură. Ce alte activități interesante, deosebite, au desfășurat studenții și ce alte programe, în ce alte programe ar putea să fie implicați venind la această facultate? Trebuie să știți că avem cel mai frumos campus din țară și cine nu ne crede să vină să parcurgă aleile noastre, să vadă colecțiile de trandafiri cu peste 100 de soiuri, parcul dendrologic, baza sportivă deosebită pe care avem, spuneam mai devreme despre complexul sportiv Agronomia. În același timp, trebuie să știți că avem activități culturale deosebite. În fiecare an organizăm o tabără de sculptură, o tabără de pictură, avem o tabără pentru artă fotografică, avem o tabără pentru dansuri populare. Și în ultimul rând, de 7 ani, avem o colaborare unică cu Casa Regală a României. Studenții noștri desfășoară stagii de practică, în general de 2 ori pe an, pe domeniul Regal Peleș. Discutăm aici de studenții de la secția de peisagistică și de la horticultură, care împreună, iată, pun în valoare, încearcă să pună în valoare patrimoniul natural deosebit care se găsește pe domeniul Regal Peleș. Vorbim aici de arbori istorici deosebiți, vorbim de o natură extraordinară, de specii, de flori, de plante care cresc acolo, dar care necesită îngrijire și pentru că asta este meseria noastră, să îngrijim și plantele, să le ajutăm să se mulțească, să fie mai frumoase, mergem acolo și facem tăieri, facem lucrări de întreținere, de întinerire a arborilor istorici, de punerea lor în valoare. Recent, anul trecut, am descoperit 7 km de alei care practic împânzesc domeniul regal de la plecând de la Cuțitul de Argint și până la Stâna Regală și trecând pe la Peleș, bineînțeles, pe care ne dorim împreună cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș și cu sprijinul sponsorilor, bineînțeles, și a celor cărora le pasă de patrimoniul cultural al României, să le punem în valoare, să le deschidem vizitatorilor. Lumea se duce la Peleș să viziteze muzeul. Da, dar puțină lume. Muzeul este un ansamblu de elemente de artă dintr-o construcție. Dar Peleșul înseamnă terasele, înseamnă domeniul, înseamnă parcurile de acolo. O zestre incredibilă care ar trebui descoperită și pe zona de natură. Și putem, bineînțeles, împreună sprijiniți să punem în valoare și aceste minuni naturale care se găsesc acolo și sunt convins că cei care vizitează vor parcurge cu mare plăcere aleile și drumurile din pădure pe care odinioară se plimba Casa Regală a României. O informație mai puțin cunoscută. Așa este. Trebuie să știți că de la palat, pe lângă aceste alei care sunt pietruite, cu scări, cu intersecții, sunt o minune, practic, cioplite în piatră, există și niște alei mai largi, cam de 4 metri lățime, care pleacă de la Peleș și ajung până la stânca lui Franț Iosef, pe care, în special, majestatea sa, regina Elisabeta, era plimbată cu trăsura și cu sania și ceilalți membri ai familiei regale sau invitații. Sunt lucruri deosebite la Peleș. Ne străduim, repet, în cadrul Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș și cu sprijinul familiei regale a României, să punem în valoare toate aceste lucruri deosebite. Iar studenții sunt și cadrele didactice de la horticultură sunt alături de noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte interesante. Și revin cu propunerea să organizăm pentru mediul de afaceri o sesiune de comunicări sau niște dezbateri, să valorificăm mai mult potențialul Facultății de Horticultură. Vă mulțumim în primul rând pentru că ne-ați vizitat, suntem foarte onorați de prezența noastră aici. În același timp vă mulțumim că ne-a ajutat să promovăm realizările acestei facultăți și ale acestei universități. V-aș propune ca această întâlnire deosebită să se desfășoare la noi aici la universitate. Avem un cadru în care se pot realiza astfel de evenimente și vă așteptăm cu drag. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere și vă mai așteptăm!